atât. Ce asta? Colecția mea de ascuțitori. Din păcate, de foarte multe ori, în lumea noastră, ori teatralul cinematografică, cineva face comedie, acum face tragedie. Greșit. Deci, ele se amestecă. Auzi, Toșu, mine nu mă impresionează chestiile astea. Râzi bine și cel mai sănătos de rău altfel. Caută-l din privire. Cât timp s-a filmat? Două săptămâni. Sigur că da. Nu foarte mult, vorbesc de secvența asta. De secvența asta, că da. Pe vremea noastră, filmele se făceau mai încet. Dacă e ceva rău pe lumea asta, e să rămâi singur. Vorba cântecului. Rău e să fii singur. Fericirea, mulțumirea, bunăstarea face burtă, eventual. Deci, frământări. Până la urmă, trebuie să fii martorul lumii tale. Ca artist ești obligat, ești dator să vezi și să înțelegi ce se întâmplă neamului tău. Cu niște prieteni. Acum, un om egal un om, domnule. Indiferent cine ar fi, cum ar arăta. Nu se îndrăgostește și el. Iubește, suferă, egal cu ceilalți. Da. Cei consacrați. De ce mai puțin? E adevărat. O figură. Da, o figură nemaipomenită. Îmi plăcea foarte mult scenariul. De ce ăsta îl faci? Responsabilul, șeful de sală. În ziua de azi, fără relații, nimic nu faci, domnule. Și vă plăcea ăla? Ați fi vrut ăla? Nu, sau nu v-ați gândit niciodată? Termină cu prostiile, am spus. Cum poți? Eu nu pot să fac așa ceva.